Bună seara, dragii mei, dragele mele! Ce faceți voi? Cum sunteți? Sper că sunteți bine în acest weekend. Astăzi suntem sâmbătă, dragii mei, deci este weekend. Sper din suflet că v-ați relaxat, că sunteți toți bine. Ce să vă spun, eu vă doresc mii și mii de pupici, vă doresc multă sănătate, vă mulțumesc de milioane de ori că v-ați înscris la canalul meu și pentru faptul că sunteți alături de mine. Și vă rugați pentru mine așa cum mă rog și eu pentru voi și vă plătesc la slujbe și fac rugăciuni în fiecare seară pentru voi toți. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere, pentru sfaturile care voi mi le dați mie pentru această boală, să zicem, care o am. Eu nu vreau să o accept sub nicio formă. Mie mi se pare că nu am absolut nimic, dar organismul meu îmi dă de înțeles că ceva nu este în regulă. Să sperăm că divinitatea, universul și tot ce este de lumină, da, din partea universului, ne ajută pe toți cei care avem o anumită problemă de sănătate. Eu vă pup și vă îmbrățișez și vă mulțumesc din suflet. Nu uitați că până pe data de 23 eu continui să fac ritualurile și rugăciunile care sunt bazate pe dragoste, împăcare, da? Și să vă întâlniți și destinul, de ce nu se poate spune chiar și așa, și dezlegare pentru cununii, da? Așa că, dragii mei, dragile mele, să nu uitați să vă cumpărați o lumânare de culoare aurie pentru că apare eclipsa de soare, da? Și este însoțită și de lună plină în Scorpion. Luați-vă lumânare, da? De aurie și luați-vă și niște grâu, da? Cumpărați-vă niște grâu sau niște porumb, pentru că va trebui să vă învăț să vă faceți un ritual, în primul rând, de prosperitate, pentru că este foarte important, sper din suflet să stau bine ca să pot să fac filmatul, da? Să nu mi se întâmple cine știe ce, Doamne ferește. Vă luați o mână de grâu, dragii mei, dragile mele, vă pregătiți 3 monezi, da? Nu contează culoarea monezilor, nu contează valoarea, să le spălați cu apă și cu sare, o mână de grâu și o lumânare argintie. O vom folosi în ritualul pentru eclipsă de soare. Haideți să începem în această seară, zic eu, deja e seara aici, așa se spune, de la ora 5 încolo e seara, o lectură în cărți, în general, în două variante. Vă alegeți prima sau a doua variantă. În general, vă fac această lectură, la care va fi însoțită și de câte o dorință, bineînțeles, să vedem dacă dorințele voastre se îndeplinesc. Eu voi începe, bineînțeles, cu prima variantă și vreau să vedem în prezent surprizele voastre. Ce surprize veți avea voi, cei care mă urmăriți, din partea universului, din partea destinului, ce surprize vă rezervă vouă viața acum în prezent. Voi extrage o carte pentru interpretarea surprizelor, să vedem ce ne spune cartea. Păi, haideți să vă spun, toți cei care, mai ales femei, veți avea surpriza că persoana care voi o iubiți sau dacă ați fost despărțiți sau sunteți despărțiți, vă veți reîmpăca cu soțul sau partenerul de viață. Da? Scuzați-mă, vreau să zic de dragoste, are legătură oricum cu dragostea, da? În cazul în care sunteți singure, veți întâlni acest minunat prinț, da? Cum se spune în legendă, de fapt un bărbat falnic, un bărbat atrăgător care îl putem interpreta bine prințul pe calul alb, știi? Cum se spune acel proverb, da? Deci întâlniți dragostea, să spunem așa, pentru cei care sunteți la începutul unei relații, acest bărbat este bărbatul vieții voastre, da? Pentru persoanele care sunteți căsătorite ca și femei, soțul dumneavoastră, dacă ați avut ceva probleme, vă veți reîmpăca, se va schimba o situație, asta este surpriza care vi-o oferă universul, ori întâlniți pe cineva în calea vieții voastre, da? Ori soțul sau partenerul, după o anumită ceartă, există o împăcare, da? Haideți să vedem dușmanii. Ce dușmani aveți voi, de cine să vă feriți, da? Vorbim de dușmani acum, de persoanele care vă doresc răul. Hai să vedem ce se arată la dușmani. Păi dușmanii vă invidiază pe voi pentru bani. Aici este o invidie foarte mare din punct de vedere a banilor. Dacă sunteți mulți care lucrați săraci de voi cu sudoarea frunții voastre de dimineață până seara și aveți bani, aici aveți o mare invidie din partea unui bărbat și unei femei care probabil voi cunoașteți cine sunt aceste persoane. Vă invidiază pentru banii munciți, vă invidiază pentru
averile voastre care voi le-ați agonisit cu munca voastră, deci nu vi le-a dat cineva, sau poate chiar dacă vi le-a dat cineva, este al vostru, este dreptul vostru, aveți invidie din cauza, poate chiar și la locul de muncă aveți o anumită invidie, înțelegeți ce vreau să vă spun? Poate că aveți colegi care vă invidiază, poate că și eu, și din afara casă, chiar și neam și familie, nu contează, voi sunteți aici, dușmanii voștri sunt o femeie și un bărbat, o femeie brunetă și un bărbat blond, da? Nu mi-arată inițiale, suntem cu cărțile, deci vreau să spun că aveți persoane care vă invidiază, da? Hai să vedem la sănătatea voastră ce vrea să zică o carte, energia unei cărți vis-a-vis de sănătatea voastră, da? Hai să vedem la sănătate. Păi nu mai munciți atât de mult, da? Sănătatea voastră depinde și de faptul să vă puneți, să stați un pic liniștiți, pentru că sunteți persoane foarte energice, stați în picioare, munciți foarte mult. Vedeți, chiar dacă câștigați, asta este roada a muncii voastre, câștigați, dar vă spune cartea, vă avertizează că ar trebui să vă luați un pic de pauză sau ceva să faceți, pentru că munciți foarte, foarte mult și din cauza asta există șanse să vă îmbolnăviți, da? Cartea vă dă un avertisment pentru toți cei din prima variantă care munciți foarte mult și care, bineînțeles, sunteți harnici, că se vede că sunteți harnici, să vă mai gândiți un pic și la voi, să vă mai luați un pic de pauză, să stați un pic relaxați, asta în cazul în care există posibilitatea, pentru că dacă nu există șanse să vă îmbolnăviți, da? Vom vedea și pe viitor ce se va întâmpla cu viața voastră, ce se va rezolva, da? Ce se va întâmpla pe viitor. Haideți să vedem, deja au și căzut o carte. Păi pe viitor voi veți fi triumfătoare, mai ales ca și femei, veți câștiga ceva anume, veți câștiga dragostea cuiva, încrederea cuiva, veți câștiga poate la un joc de noroc, poate la locul de muncă vă ridică în grad, oricum fie ce-o fi, veți fi triumfătoare într-o anumită situație. Vedeți această femeie care ridică cupa în sus și care are și coroană pe cap, vă veți simți falnice, pline de voi, vi se va îndeplini probabil o dorință care voi o aveți în prezent și luptați pentru această dorință, se va îndeplini și va fi totul bine pe viitor, da? Orice problemă aveți voi acum în prezent, pe viitor există șanse de rezolvare, că este în dragoste, în afaceri, în carieră, în sănătate, nu contează, vă spune că veți fi triumfătoare, da? Vă voi extrage și o dorință pentru cei din prima variantă, da? Haideți să vedem și dorința voastră. Dorința voastră, ia uite că o căzut. Dorința voastră, când este lună plină, vă spun de pe acum, se îndeplinește. Așa că nu uitați să faceți ritualuri la lună plină. Ce vrea să zic? Mai ales acum că este eclipsa și este și lună nouă, puteți să vă scrieți pe o foaie de hârtie toate dorințele și noaptea, când este luna pe cer, să suflați aceste dorințe, le dați foc, bineînțeles, cenușa o suflați, pentru că se îndeplinesc. Vă spune energia lunii, da? Deci în momentul când este lună plină, dacă doriți ca aceste dorințe care voi le aveți să se îndeplinească, faceți această metodă, da? Și se vor îndeplini cu succes, dragii mei, dragile mele. Asta a fost pentru prima variantă. Vom începe cu a doua variantă, dragii mei, dragile mele, da? Haideți să vedem și la voi ce vă spune cartea, da? Vis-a-vis de surpriza voastră, să spunem așa, ce surpriză vă oferă destinul, viața, care va fi surpriza, care va fi fericirea voastră pentru voi toți cei din a doua variantă. Păi fericirea voastră este că se rupe un rău, aici este foarte frumos cum vă iese, ați fost un pic blocați într-o anumită chestiune de dragoste, se rupe ceva, se deblochează ceva, poate că dacă umblați prin biserică sau umblați pe la femei să vă dezlegați farmecele care voi le aveți vis-a-vis de dragostea voastră, se rup, aceste farmece se desleagă rapid, maxim într-o lună, voi aveți un câștig de a rezolva o situație care voi credeați că este imposibilă cândva într-un anumit trecut, da? Deci aici mie mi-apare o situație care era blocată, se deblochează, asta este surpriza care vă nici nu vă așteptați, da? Probabil dacă ați avut farmece, dacă partenerul, v-am spus, de viață a fost fermecat de cineva, el se schimbă, se întoarce acasă, soție, nu contează, indiferent de situația care a fost blocată sau dacă aveți o situație blocată, vi se pare imposibil, această situație maxim într-o lună, o lună și un pic se va schimba, este foarte bine. Eu tind să cred, cum o văd eu, că se
se dezleagă ceva care voi ați dorit să se dezlege. Aveți ceva farmece și ele încep să se dezlege. Doamne ajută pe toată lumea. Haideți să mai vedem dușmanii voștri, care sunt dușmanii voștri, da? Dacă voi vă cunoașteți dușmanii, dacă știți cine sunt sau ce persoane sunt și ce vor aceste persoane, au căzut două cărți, trei, o să vă citesc doar una. Dușmani, voi aveți dușmani de moarte, ia uitați, dragii mei, da, ați văzut că cu dezlegări, deci aceste persoane vă doresc moarte, ia uitați, a apărut chiar moartea, aceste persoane sunt persoane rele sau s-au dus și v-au făcut magie neagră, fix moartea a căzut, nici altfel nu se putea, eu nu am tras-o, că așa am vrut eu să o trag ieșit, dușmani care vă urăsc de moarte, acest dușmani sunt de vreo 5-6 ani pe capul vostru, voi și bănuiți cine sunt, eu vă pot învăța să vă luați o lumânare de culoare neagră, să scrieți pe ea dușman știuți și neștiuți, să o dați cu ulei amestecat cu piper, da? Și o ungeți după ce scrieți acest lucru și la 12 noapte o puneți pe o farfurioară în fața ușii de la intrare și puteți să faceți rugăciuni la Sfântul Ciprian, rugăciuni de dezlegare, o lăsați acolo, veți vedea și veți afla că dușmanii voștri, dacă nu se potolesc, vor începe să aibă probleme. Deci vă apare că aici sunt, vedeți, la morminte. Deci aveți farmece lucrate la morminte, aveți dușmani care vă doresc moartea, din nefericire voi aveți dușmani, da? Și chiar foarte periculoși, da? Haideți să vedem și cu sănătatea ce vi arată, dragii mei, dragile mele, să vedem la sănătate. La sănătate. La sănătate stați bine atâta timp cât aveți bani. Sunteți persoane aici care dacă nu aveți bani, stați rău, adică atâta timp cât din punct de vedere al carierei vă merge bine, cât vă merge bine din punct de vedere a banilor, voi sunteți ok, adică aveți un anumit echilibru, o anumită fericire, o anumită bucurie. Dacă nu aveți bani, vă simțiți căzuți la pământ, vă simțiți demoralizați, deci problemele voastre de sănătate nu sunt reale, da? Problemele voastre de sănătate sunt doar în cazul în care nu aveți bani, sunteți. Sau poate să mai semne cartea că poate vă confruntați cu o problemă de sănătate și sunteți foarte supărați, supărate că nu aveți bani să vă plătiți tratamentele. Asta este, e adevărat că costă foarte, foarte mult și eu din aprilie până acum am cheltuit o grămadă de bani pe tratamente, pe vizite și nu mi-au găsit nimic și de azi sunt și foarte supărată. Cu banii aia mergeam și îmi puneam dinții că am problemă și de dantură sau făceam cu totul și cu totul altceva. Și acum iară trebuie să cheltuiesc și uite așa mai departe. Este foarte greu, toate sunt scumpe, trăim timpuri rele și Doamne ferește vor veni și mai rele. Deci de aia vreau să vă zic că are legătură cu banii. Sau poate sunteți foarte supărați, aia vrea să zică că nu aveți bani să vă plătiți tratamentele de rigoare în cazul în care aveți o problemă de sănătate. Hai să vedem și pe viitor ce vă spune, ce se va întâmpla în viitorul vostru, va fi totul bine sau nu. Să vedem, dragii mei, dragii mele, ce se va întâmpla pe viitor. Păi pe viitor veți avea succes într-o anumită situație și în dragoste, deci în mai multe situații, nu neapărat într-o anumită situație, dar depinde fiecare de la caz la caz cum vă încadrați și ce vă interesează. Pe viitor va fi bine, va fi bine în dragoste, în sănătate, în carieră, orice s-ar spune pe viitor, maxim într-o lună, o lună și un pic sau chiar până în 5 luni, viața voastră se va schimba în pozitiv, va fi totul bine, da? Deci stați liniștiți, liniștițe, cei din a doua variantă, în destinul vostru pe viitor vă cade foarte bine. Deci totul este ok. Ne vom vedea acum, și o dorință, dragii mei, dragile mele, hai să vedem dorința voastră, dacă se îndeplinește, ce dorință aveți și ce ne spune cartea, da? O dorință. Păi voi vreți să primiți mesaje, da? Ori aveți o dorință pentru niște acte, niște documente, examene, lucruri juridice, procese, va fi cu succes, dar va mai trebui să așteptați maxim 27 de zile, da? Sau 27 de ore, sau dacă nu, 2 luni și 7 zile, da? Deci poate să aibă legătură că vă doriți
să vă facă cineva acte, documente, vă doriți propria voastră afacere, vă doriți să câștigați un proces, vă doriți ca cineva să vă dea de veste că este partenerul de viață, vă doriți să comunicați mult mai mult cu o anumită persoană care este rece, se va îndeplini, aveți mici blocaje la această dorință, dar până la urmă, dacă vă luptați cu forțele voastre proprii și nu abandonați lupta, se va îndeplini, dragii mei, dragii mele, cu succes. Sper din suflet că v-a plăcut, da? Și acum vă voi face pe general, să zicem așa, pentru amândouă variantele, norocul, da? Norocul. Voi extrage două cărți să vedem care este norocul vostru, da? Pentru amândouă variantele, deci nu e neapărat o variantă și a doua variantă. Pentru amândouă, hai să vedem norocul vostru, acum în prezent, care este norocul vostru la ambele variante. Să vedem ce se întâmplă cu norocul vostru, da? Norocul vostru. Veți descoperi un secret sau veți avea un succes în ceva anume, veți avea un mare noroc că veți descoperi ceva care va fi în avantajul vostru, da? Indiferent ce veți descoperi, va fi în avantajul vostru. Ăsta este norocul și vă mai arată că vă veți debarasa de persoane false sau veți scăpa de o relație toxică sau de o persoană care a fost negativă sau este negativă. Se mai poate interpreta și faptul că scăpați de o energie negativă care planează asupra vieții voastre, asupra destinului vostru, asupra fericirii voastre. Poate să însemne că scăpați de oameni falși, faceți o anumită curățenie sau de o relație toxică, dragii mei, dragile mele. Sper din suflet că și de data asta v-am încântat, da? Și cu această minunată lectură spun eu, sper din suflet să aveți parte de un weekend minunat, care să-l petreceți oriunde ați fi în această lume împreună cu familia, să aveți parte de sănătate, care este cel mai important în această lume, de liniște, de pace, de îndeplinirea tuturor dorințelor. Nu uitați să distribuiți și acest video în cazul în care doriți și vă face plăcere, da? Și lăsați-vă, bineînțeles, și sub acest video, că aveți timp până pe data de 24, toate dorințele voastre vis-a-vis de dragoste, ca eu să vă scriu pe listă și să continui lucrările voastre, da? Eu vă pup și vă îmbrățișez, vă doresc mii și mii de pupici, da? Cum spun italienii, mille baci și tot binele din acest univers. Doamne ajută!